Bine ai venit la podcastul Soul Quest. Eu sunt Elina Umbrărescu, gazda. Misiunea acestui podcast este să te ajute în călătoria ta de dezvoltare și descoperire, atât personală cât și spirituală. În acest episod am stat de vorbă cu Anca Moraru, care este astrolog și artist. Anca ne-a povestit despre cum astrele ne pot ajuta să ne descoperim la un nivel profund sufletul și misiunea lui. Astrologia este despre mult mai mult decât horoscopul pe care l-am citit în ziar sau ascultat la televizor, iar Anca oferă o perspectivă mai largă și profundă asupra astrologiei. Vă las să savurați ce-a împărtășit Anca în acest episod, așa cum am făcut și eu, în timpul înregistrării. Bună, Anca, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea să vii la podcast. Bună, mulțumesc din toată inima pentru invitație, a fost o plăcere, sunt onorată. Și pentru mine a fost așa o onoare că ai acceptat. Eram ei să facem răspunde, când am văzut că am primit mesaj la tine, să facem, mi-a spus Anca. Din toată inima, chiar am simțit că rezonez cu tine foarte mult de prima dată când ne-am conectat în online. Și chiar atunci ai spus că poate la un moment dat o să facem noi ceva împreună și acesta este primul lucru pe care îl facem împreună, așa că cu siguranță va fi ceva magic. Anca, o să intrăm așa în pâine și o să vreau să ne povestești un pic ce simți tu, să împărtășești din povestea ta și ce anume te-a dus către astrologie. Foarte interesant. De unde să încep, probabil cu începutul. Pot să zic că astrologia m-a ales pe mine, nu știam că o să fac astrologie, adică viața mea, de unde am început și unde am ajuns, nu aș fi zis niciodată, adică practic eu am început cu Academia de Poliție, am fost polițistă, totul din dorința asta a sufletului meu de a ajuta, de a duce valoare în viața oamenilor și pe atunci îți dai seama, nici nu știam că există acest domeniu, astrologie. Știam în schimb de cartea Secretul, o citisem încă de prin liceu și cu ajutorul ei am reușit să intru la acea facultate, am luat-o ca pe o provocare, pentru că într-o simplă discuție cineva mi-a spus că acolo se intră foarte greu și atunci am văzut-o ca pe o provocare și am zis ok, asta e pentru mine, Capricornul din mine de pe atunci voia să aibă parte de provocări. Ideea care este, eu pe atunci eram foarte mult într-o energie masculină, aveam foarte multe răni nevindecate de acasă, foarte multe traume și atunci ce puteam să aleg decât o profesie care să manifeste această energie? Să-mi fac eu singură dreptate, să fiu eu cea care acționează, care face, care drege. Oh, da. Având în vedere că nimic nu este întâmplător, după ce am ajuns la Academia de Poliție în București, am început să fac muzică. Muzica era un vis al meu pe care nu am reușit să-l manifest în timp ce eram acasă. Am avut și, să zic așa, o copilărie care m-a propulsat în zona unde sunt acum. Și într-un final am ajuns în acest domeniu al astrologiei tocmai pentru că am avut întotdeauna această dorință interioară de a face lucruri care să aducă un impact în viețile oamenilor, de a putea ajuta oamenii. Și simțeam că orice făceam parcă nu era suficient, adică chiar dacă eram și polițistă, chiar dacă și cântam și aduceam emoții oamenilor, tot timpul aveam sentimentul acesta că lipsește ceva. Am început să citesc foarte mult, am început să merg la foarte multe cursuri, am învățat despre energie masculină, feminină, traume din copilărie, vindecarea relației cu părinții. Am muncit vreo 6-7 ani cu mine, să zic așa, până am ajuns în acest punct. Și am ajuns să fiu astrolog. Cum spuneam, m-a ales astrologia pe mine. Întotdeauna am avut o pasiune și parcă în timp ce citeam chiar și acel simplu horoscop, înțelegeam de ce este în felul respectiv. Pur și simplu aveam niște informații. Și ți se descărcau așa? Simțeai că parcă ți se descarcă niște informații? Da. Interesant. Da. Și chiar după ce am început să fac acest curs de astrologie, am înțeles de ce se produceau aceste descărcări, pentru că sunt anumite
anumite predispoziții în hartă în momentul în care se întâlnesc două planete. În cazul de față fiind Mercur cu Uranus și atunci persoanele care au această poziție în hartă, prin simplu fapt că citesc anumite lucruri, descărcările se produc automat. Da, în momentul în care am început să fac acest curs de astrologie, nu știam că o să fac asta și că o să devină profesia mea. Pur și simplu mi-am ascultat intuiția, mi-am ascultat sufletul care m-a dus la acest curs și pe măsură ce studiam și văzând care este menirea mea și ce am de făcut, m-am descoperit foarte mult pe mine. Adică pe perioada în care am făcut acest curs, pur și simplu a fost o călătorie foarte puternică înspre mine însă. Și a fost o călătorie care m-a transformat pe mine și odată ce eu m-am transformat, nu știu, am văzut că Dumnezeu lucrează prin mine, adică nu pot să spun că fac eu ceva anume, pur și simplu fac lucrurile care îmi vin, cumva mă las să fiu ghidată și să fiu un instrument pentru divinitate și pur și simplu Dumnezeu face toată magia, adică... Exact, și este meritul tău că permiți să fii un canal prin care, și un instrument prin care Dumnezeu să-și facă treaba. Dar da, înțeleg ce spui. Majoritatea oamenilor care și-au descoperit menirea știu că eu mă deschid divinității să lucreze prin mine, dar nu-i neapărat meritul meu. Și atunci când primești, mulțumesc, știi, da, mulțumesc te și divinității neapărat că ea a făcut în mare parte treaba. Te înțeleg. Da, cred că asta e și manifestarea, adică degeaba ne punem noi în cap că vrem să facem X, Y și Z până la urmă. Cred că datoria noastră este să evoluăm și să lăsăm în urmă hainele care nu ne mai aparțin, tocmai pentru ca să facem loc lucrurilor care ne aparțin cu adevărat. Pentru că Dumnezeu își face, Dumnezeu, univers, creator, energie, fiecare cum vrea să o numească, exact, face treaba odată ce noi dăm voie să se întâmple anumite. Astrologia chiar este magică și mie personal mi-a transformat total viața și sunt foarte recunoscătoare zi de zi pentru persoanele care aleg să lucreze cu mine și observ schimbările care au loc în viețile lor și mult timp nu am înțeles de ce simțeam să fac atâtea tipuri de terapie, atâtea acreditări, atâtea cursuri și acum astrologia vine pur și simplu ca cireașa de pe tort și leagă tot lucru cu mine din ultimii ani și e foarte frumos pentru că eu nu fac doar astrologie, pur și simplu fac și alte terapii care ulterior am aflat că se numesc Theta Healing, Channeling, Constelații, nu știam ce fac, pur și simplu mă lăsam ghidată. Interesant. Da, și după am aflat că de fapt au și niște denumiri toate pe care eu le foloseam. Da, e foarte fain când vezi că ai avut o anumită călătorie și la un moment dat când te uiți în spate, totul se leagă și are un sens. Și mereu, și mie îmi place să spun oamenilor, ai încredere în proces, că nu întâmplător simți în momentul acesta al vieții tale să faci ceva. Chiar dacă toată lumea vrea să găsească acea mare menire pe care o are, dar e un proces până acolo, cum ai spus și tu și mă bucur foarte mult că ai împărtășit. Și eu, înainte să descoper ce trebuie să fac într-adevăr, am trecut prin niște etape și am făcut alte lucruri. Da, care nu erau neapărat aia, dar care mă ajută în menire. Da, și cine știe unde o să fim peste un an sau doi. Adică exact. În toată frumusețea călătoriei, să ne dezbrăcăm de noi, să ne liberăm de noi, de ego-ul nostru, de dorințele noastre, ca să facem loc, nu știu, unor lucruri absolut extraordinare, la care mintea noastră, care este limitată, nici nu poate să se gândească. Cred că despre asta e vorba. Exact. Cum a fost? Tu ți-ai făcut astrograma singură sau ai apelat la cineva prima oară când ai experimentat astrograma? Sau ce este, uite, în primul rând, pentru cine nu știe, o astrogramă? Păi cu asta aș vrea să încep puțin. Uh-huh. Să spun ce este, de fapt, astrologia și ce face, pentru că multă lume are impresia așa că noi citim într-un bol de cristal niște lucruri. Și nu este adevărat. Practic, totul este energie în acest univers, totul vibrează, chiar și noi suntem formați din anumiți atomi care vibrează pe anumite unde energetice. Ei bine, momentul nașterii, momentul în care noi am luat prima gură de aer, poziția planetelor pe bolta cerească, felul în care ele
erau așezate, pur și simplu energia noastră s-a impregnat cu energia lor și mi s-au format anumite tipare, anumite pattern-uri, 12 mai exact, cele 12 zodii. Și poziția noastră pe Pământ raportată la poziția acestor constelații, constelația Vărsătorului, Balanței și așa mai departe, toate cele 12 zodii. Adică atunci când eu spun, de exemplu, că sunt zodia Capricorn, eu mă refer doar la poziția Soarelui într-un anumit domeniu de viață. Dar, pe lângă asta, tu ești practic toate dintre cele 12 zodii, doar în domenii de viață diferite. Adică pe domeniul în domeniul căsătoriei vei fi o zodie, în domeniul statutului și a profesiei vei fi altă zodie, în domeniul subconștientului, în domeniul comunicării și uite așa pe rând 12 case, 12 domenii mari de viață pe care astrologia le guvernează și pe lângă asta mai vin și planetele, pe lângă Soare mai avem Luna, care e responsabilă cu emoțiile, o arată pe mama, Saturn, profesie, tată și multe, multe, multe alte aspecte planetare, Venus, planeta dragostei, a iubirii. Fiecare dintre aceste planete și aspecte planetare, practic, ele sunt în câte un domeniu de viață și vin și tranzitează și activează aceste case într-un fel sau în altul. Și, de exemplu, în momentul în care Soarele este în Fecioară, să zic, domeniul de viață pe care tu l-ai în Fecioară va fi adus la lumină. În acel domeniu de viață încep să se miște anumite lucruri, iar în momentul în care tu știi ce domeniu de viață este activat în momentul prezent în viața ta, știi cum să acționezi. Pentru că vine Venus, să zic, planeta iubirii și a dragostei, peste soarele tău natal, să zic. Și această planetă, Venus, ea vine peste soarele tău, dar dacă tu nu ești pregătit, în ce sens? Tu nu acționezi, nu creezi o oportunitate care să-ți aducă bani, atunci acea Venus va veni și nu va produce nicio acțiune. Sau efect. Exact, yeah. Nu va produce un efect palpabil în viața ta, dar dacă tu știi că acea Venus vine și îți activează anumite domenii de viață, atunci tu știi cumva să te pregătești, o întâmpini și poți să manifesti maxim din acel tranzit. Sau vine planeta iubirii, dar dacă noi avem anumite traume, să zic, nevindecate, legate de părinții noștri, anumite percepții, orice planetă vine și îți aduce mai mult din ceea ce găsești acolo. Și dacă găsești multă durere și multă traumă, vine și aduce mai multă durere, mai multă traumă. Dar dacă tu îți faci puțină curățenie, atunci aduce mai multă curățenie. Și dacă noi nu facem deloc curățenie și nici cum nu ne încăpățânăm să fim așa în pătrățica noastră, e bine, mai vin și tranzite din acestea precum retrogradări, Mercur retrograd, Saturn retrograd, avem multe retrogradări în momentul ăsta. Ele vin și cred că, scuze-mă că te-am întrerupt, cred că Mercur retrograd este cel mai faimos, toată lumea știe, și când ceva nu merge, e Mercur retrograd. Cred că există și niște mituri, foarte multe mituri în legătură cu Mercur retrograd, nu? Măi, Mercur retrograd este atât de faimos pentru că retrogradează cel mai des dintre planete. Și atunci, retrogradarea lui fiind mai prezentă pe parcursul unui an față de alte planete, atunci de aceea este mult mai vizibil, dar el întotdeauna va retrograda într-o altă zodie, în alte zodii. Și tu zodia aceea o vei avea într-un alt domeniu de viață și practic în acel domeniu de viață se vor întâmpla anumite schimbări. Uite, Mercur este planeta comunicării, a gândirii, a drumurilor scurte, a transporturilor, a actelor, documentelor. Și atunci ce se întâmplă în pe acest segment? Mercur retrograd va veni întotdeauna și va retrograda într-un alt domeniu de viață, într-o altă zodie. Și nu este deloc un bau-bau al zodiacului, practic el vine și face curățenie în locul tău. Adică dacă tu nu ai făcut o acțiune conștientă prin care să faci curățenie, el vine și te obligă. Și te trage așa frumos de mânecuță și zice, deci tu nu ai făcut puțină ordine pe aici. Ok, atunci hai că îți dau eu. Îți dau puțină durere, vin și aduc în viața ta niște evenimente
astfel încât să te redresezi, să te duc pe direcția și pe menirea ta și pe calea ta. Pentru că, uite, dacă tot vorbim și de menire, cu toți avem o menire care este tocmai o zodie. Iar în momentul în care soarele intră în acea zodie, apar foarte multe sincronicități în viața noastră și cele mai frumoase și de lungă durată. În momentul în care intrăm în sezonul zodiei, în care noi avem menirea. Iar astrologia vine și îți aduce foarte multă cunoaștere. Informația e putere. Iar tu, știind ce urmează să se întâmple în harta ta, știind care sunt predispozițiile tale, practic, vei ști să le activezi, deoarece astrele doar predispun, omul este cel care dispune direcția în care merge viața lui. Pentru că, pe lângă acest destin, avem și un liber arbitru. Iar, din păcate, foarte multe persoane cu puterea liberului lor arbitru renunță chiar la liberul ăsta arbitru și atunci e păcat să renunțăm la el pentru că are o putere foarte mare. Da, așa este. Și să-ți asum responsabilitatea, practic. Eu și asumarea responsabilității. Este responsabilitatea mea să mă cunosc, să știu și să acționez în momentul în care astrele se aliniază în așa fel încât eu să acționez într-un anumit domeniu. Ce interesant. Podcastul acesta este doar audio unui video, că eu sunt așa cu ochii mari și absorb tot pentru că, Doamne, câte informații interesante. Eu știu despre astrologie, dar așa în mare și mi-ai făcut și tu atunci, cum se numește, nici termeni. Cum? Axa destinului. Axa destinului. Și atunci am început să mai aflu așa un pic câte un pic, dar e foarte interesant. Wow! Aștept să ne mai spui. Și chestia asta, că ești toate cele 12 zodii și chiar mă gândeam că, de exemplu, sunt anumite zodii pe care eu cumva, eu nu știu nimic de zodia aia, nu prea am pe nimeni în viața mea, dar s-ar putea ca acea zodie să fie într-un anumit domeniu din viața mea pe care eu îl ignor, știi? Exact. De-aia ignor și zodia respectivă. Și chiar este exact. Foarte... interesant. Da, destul de des că nu suport scorpionii. Toți scorpionii care au venit în viața mea mi-au făcut și mi-au produs cine știe ce durere, cine știe ce probleme. E bine, poate tocmai acel scorpion din harta ta vine și îți guvernează ție un domeniu de viață la care nu te uiți, un domeniu de viață care este marcat de multe evenimente care nu au fost procesate. Iar dacă tu nu mergi către interiorul tău să-ți procesezi acel scorpion, ce crezi că se va întâmpla? Ei bine, va apărea câte un scorpion drăguț, așa frumos și malefic, care... Zodia mea, cu soarele meu, da. Scorpionul, da. Scorpionul e putere, e ambiție. Eu țin minte că tu aveai linia de destin în Capricorn. Mhm. Da, uite, mai aici sunt capricornul. Ce drăguț! Da, și practic tu cunoscând această energie, cunoscând ce energie ai în fiecare domeniu de viață, vei ști care sunt punctele tale forte și care sunt punctele la care tu mai ai puțin de lucru și cum le poți transforma. Și cunoscându-ți toate aceste predispoziții, tu poți să jonglezi cu aceste energii, pentru că fiecare zodie, nu există o zodie rea și o zodie bună, fiecare zodie îți cere o anumită energie pe care tu să o manifesti în viața ta. Iar dacă faci nicio mișcare în acea direcție, mai ales că în momentul de față nu mai putem să spunem că nu avem acces la informații, adică avem acces din plin la foarte multe informații, este nevoie doar să vrei să te responsabilizezi legat de viața ta și să-ți dorești să evoluezi. Pentru că sufletul nostru aici de asta a venit. A venit ca să evolueze și practic o astrogramă vine și te pune în contact cu sufletul tău. Cu ce și-a ales sufletul tău să trăiască. Am observat de multe ori în consultații, persoanele care vin la mine îmi spun ceva de genul, Doamne, dar tu vii și mi-atingi exact fricile mele, exact lucrurile la care eu nu mă uit. Pentru că astrograma asta face. Pe lângă că îți scoate la iveală toate aturile tale, toate calitățile tale, te face să te uiți și acolo unde tu fugi. Pentru că dacă tu fugi să te uiți într-un anumit domeniu de viață, când va veni un tranzit peste acea zodie, peste acea planetă la care tu nu îți dorești să te uiți, va veni și o va zbudui foarte tare. Și oamenii care vin, acțiunile care se întâmplă în viața noastră, activitățile, ele pur și simplu sunt niște marionete, eu așa le zic, care reflectă acea dinamică a acelei planete. Dacă tu știi
întâmplă acolo, ești în cunoștință de cauză. Și atunci poți să-ți alchimizezi viața. Tu ești un creator și ești așa ca... ai o baghetă magică. De asta zic eu că astrologia este locul unde magia devine realitate. Wow! Și tu recomanzi, practic, primul pas ar fi să faci o astrogramă ca să poți să te înțelegi mai bine. E cumva o carte despre tine, astrogramă, mi se pare. Da, este exact o carte despre tine, este abecedarul tău. E ca un manual de instrucțiuni cum funcționezi. Asta este primul pas, să afli care sunt aceste pattern-uri, să afli fiecare zodie ce face la tine în viață. Avem o zodie pentru dragoste, avem o zodie pentru căsătorie, avem o zodie pentru fiecare lucru important și pentru profesie. Și atunci tu știind care este energia acelei zodii și ce vrea de la tine, practic tu manifesti mult mai ușor lucrurile în viața ta, pentru că noi și când ne dorim ceva foarte mult, ne agățăm poate de joburi, de obiecte, de mai știu eu ce și credem că ne facem așa o imagine în capul nostru și credem că doar așa trebuie să fie. Dacă noi ne concentrăm foarte mult pe emoțiile pe care ni le dorim, pe acea energie, lucrurile cele mai potrivite pentru noi vor veni. Pentru că lăsăm și pe Dumnezeu să-și facă treaba Lui dintr-o perspectivă mult mai înaltă față de cât putem noi cu mintea noastră limitată să percepem. Și exact. Da, ăsta este primul pas, să îți faci astrogramă natală, să te cunoști cât mai bine, ca să poți să înțelegi următoarele etape. Pentru că eu nu pot să vin la tine cu o astrogramă karmică, nu pot să vin la tine cu o astrogramă previzională, nu pot să fac o compatibilitate cu o altă persoană până tu nu te cunoști pe tine. Pentru că vin foarte des persoane și îmi spun, ok, vreau să știu cât de compatibilă sunt cu persoana respectivă. Eu pot să-ți spun, uite, în domeniul ăsta de viață te potrivești, în domeniul ăsta de viață nu te potrivești, dar e cel mai important este să te cunoști pe tine, să-ți asumi puterea ta, pentru că omul ăla va veni și te va tranzita exact cum te tranzitează o planetă. Și ce rămâne și cine rămâne, ești tot tu. Și dacă tu... pe tine, atunci în funcție de oricine va veni în viața ta, tu vei alchimiza energia oricui și a oricărei experiențe. Ce fain! Ai spus de astrogramă karmică și eram așa... Ce este astrograma karmică? Mi se pare foarte interesant. Da, păi astrograma karmică vine și arată care sunt experiențele sufletului tău care se repetă și în această viață. Vine și arată ce lecții ai mai învățat tu, ce lecții nu ai învățat și toată această karmă vine și este de fapt o amprentă energetică pe care sufletul și-a însușit-o de-a lungul vieților pe care le-a trăit și se va manifesta foarte ușor în viața noastră, mai ales în prima parte a vieții până pe la 27-30 de ani, când se întâmplă niște cicluri astrologice foarte interesante. Se va manifesta foarte ușor această karmă, pentru că dacă noi am repetat de atâtea vieți același lucru, va veni foarte ușor și vine cel mai mult și cu anumite aspecte pe care avem impresia că nu le putem controla. Mm-hmm. De exemplu, bagaj karmic în berbec va veni cu foarte multe conflicte, cu foarte multă impulsivitate, cu crize emoționale, cu agresivitate, cu foarte multe impulsuri pe care persoana în cauză poate nici nu le poate înțelege, nu înțelege de ce. Și tocmai pentru că ai această karmă, să presupunem, te vei naște într-o familie cu părinți abuzivi, te vei naște într-o familie în care vei fi nevoit sau sufletul tău și-a ales de fapt ca tu să ai parte de aceste experiențe tocmai pentru ca tu să renaști, să fie exact acea pasăre Phoenix care moare și renaștere. Și aici vine acea karmă care odată înțeleasă, în momentul în care noi dăm o direcție acelei karme, ea nu se va mai arde, pentru că această karmă poate fi eliberată în două moduri. Prin ardere, în momentul în care vin experiențe din exteriorul nostru, astfel încât ea să fie eliberată, să fie degajată, sau ea poate fi sublimată. În momentul în care noi o cunoaștem, putem să facem anumite acțiuni specifice, astfel încât să o eliberăm și atunci ne netezim cărările, să zic așa. Și cea mai bună
tot de să sublimi această karmă și să-ți netezești cărările, este să mergi către destinul tău. Acest destin este un loc foarte inconfortabil. De cele mai multe ori presupune dorința ta de evoluție constantă, presupune să faci lucruri pe care nu le-ai mai făcut, presupune să ieși din zona ta de confort și tocmai pentru că este acest efort destul de mare, tu eliberezi foarte mult din karmă și atunci ai de ales. Ori alegi să mergi către un inconfortabil ales de tine, astfel încât să dai tu o direcție conștientă vieții tale, sau dacă nu, va veni ceva din exterior care te va obliga să arzi acea karmă. Și atunci cheia la tine este, odată ce te responsabilizezi și înțelegi cum funcționezi, ești parcă mult mai doritor de acțiune, pentru că înțelegi niște lucruri. De ce se întâmplă? Exact, asta este foarte important, să înțelegem de ce se întâmplă. Chiar și în munca mea cu convingeri limitative, trebuie să înțelegi lecția din spate. De ce ai o anumită convingere? De ce ai anumite provocări în viața ta? În momentul în care înțelegi de ce, poți să mergi mai departe. Ai spus de perioada 27-30 și imediat la mine s-a prins beculețul că este fix perioada în care eu mi-am descoperit menirea și am început să fac foarte multe schimbări care m-au dus spre drumul meu. Ce se întâmplă în acea perioadă din punct de vedere astrologic în viața noastră? Deci sunt mai multe evenimente. Odată este revoluția saturniană. Saturn este înțeleptul zodiacului. El reprezintă acel loc în care noi să aducem foarte multă maturizare. Vine, Saturn este și aducător de karmă, adică pe un tranzit al lui Saturn, care deschide un ciclu de 7 ani. Dacă tu îți faci treaba în momentul în care începe acest ciclu de 7 ani, el vine cu foarte multe provocări. Dacă tu reușești să le depășești, când se încheie acest ciclu al lui Saturn, el te propulsează și te duce într-o direcție wow, de nu-ți dai seama cum ai ajuns acolo și cât de mișto poate să fie, pentru că îți aduce o fundație foarte solidă. Saturn este guvernatorul Capricornului și tocmai de aceea Capricornul este zodia aceea care cu multă răbdare, pas cu pas, construiește o fundație solidă, iar Saturn asta face. Vine și îți aduce greutăți, îți aduce obstacole, astfel încât tu să înveți răbdarea, să înveți ce înseamnă munca, să înveți puțină trudă, ca să zic așa, ca să știi să apreciezi în momentul în care vin acele lucruri frumoase spre tine, să știi să le păstrezi, să nu le iei așa de-a gata. Și atunci descrii fix perioada aceea din viața mea, da. Da. Iar dacă tu timp de 7 ani, să zic, stai la taclale și la cafele și sufletul tău îți zice, uite, ar trebui să te înscrii la cursul ăsta, vine o colegă de la muncă și zice, uite ce curs frumos, tu ești interesată de design, nu ai vrea să te înscrii, și tu zici, da, eu stau așa bine aici, de ce aș vrea eu să mă mai complic să fac și cursul ăsta? Și alegi să nu faci cursul ăla, după care mai apare nu mai știu ce și tu alegi să stai și să nu-ți pui talanții la treabă, pentru că fiecare am venit în această viață, avem o misiune, avem un număr de talanți pe care trebuie să îi înmulțim ca să evoluăm, sufletul nostru vrea să crească ca intensitate, ca energie. Și atunci, pe un ciclu al lui Saturn de 7 ani, dacă tu nu faci nimic, el vine și dărâmă. Și dărâmă rău, adică dărâmă la modul în care te lasă fără loc de muncă, te lasă fără job, casă, mai știu eu ce, te lovește fix unde te doare, astfel încât tu tocmai din acea cenușă să te iei de pe jos și să te duci în direcția ta. Dacă nu te duci tu de bunăvoie, vine el și îți dă, ca să zic. Da. Și asta se întâmplă între 27-30 de ani. Uite, eu sunt în acest ciclu al lui Saturn și tocmai exact 27 de ani și la mine s-au produs toate schimbările astea către astrologie și așa mai departe. Saturn vine și aduce multă maturizare, aduce responsabilitate, aduce claritate, te face să fii mult mai conștient de aturile tale. Este înțeleptul zodiacului. Vine și îți aduce foarte multă putere, înțelepciune, te duce în direcția pe care sufletul tău și-a ales-o. Ori da forța, ori cu forța, ori e voit în momentul în care tu ți-ai pus
clară și bine stabilită. Și pe lângă asta, ce se mai întâmplă? Se întâmplă inversarea nodurilor lunare. Atunci când vorbim despre karmă și despre destin, vorbim despre cele două noduri lunare. Vorbim despre nodul sud, care reprezintă bagajul karmic. Am vorbit mai devreme despre el. Și nodul ta de destin. Și acestea sunt cicluri care vin din nou în 9 ani. Iar la inversarea nodurilor lunare, practic, ești propulsat în direcția menirii tale. Se întâmplă anumite sincronicități, anumite întâmplări care te rup de karmă și te duc către destinul tău. Aici, când vorbim despre inversarea nodurilor lunare, lucrurile se întâmplă cumva, te au pe sus. Nu știi de unde au venit. Anumite sincronicități care apar prin oportunități, oameni potriviți care apar în viața ta. Acum, bineînțeles, depinde de tine și de liberul tău arbitru ce alegi să faci, pentru că dacă e inversarea nodurilor lunare și eu stau închis în casă, nu vine nimeni cu, nu știu, cu mascații să mă ia din casă și să mă ducă. Depinde. Da, exact. Dar dacă aleg să urmez lucrurile care vin spre mine, pentru că mi s-a arătat foarte clar și în consultațiile mele și în viața de zi cu zi că nimic nu apare în viața noastră întâmplător. Chiar dacă vorbesc despre o persoană care vine la mine la astrogram, întotdeauna cu persoana respectivă aveam, nu știu, o conexiune foarte profundă sau reușeam să împărtășesc din experiențele mele foarte mult. Și am văzut foarte clar că nimic nu apare în viața noastră întâmplător. Adică dacă ceva vine spre tine, clar, tu deja ar trebui să știi că ești pregătit pentru acea oportunitate. Nimic nu vine spre tine fără ca tu să fii pregătit. Pentru că aud foarte des în consultații, wow, uite, mi-a venit oportunitatea asta, dar nu am deloc o experiență, dar ce să fac, nu știu dacă o să mă descurc, nu știu dacă o să pot. O să te descurci, o să fie totul perfect, nu trebuie să știi cum, trebuie efectiv să faci primul pas și toate lucrurile o să curgă natural în viața ta. Da, există și o vorbă, știi? Tu fă primul pas și universul îți răspunde, dar fă acel prim pas, că după universul te susține, divinitatea te susține în parcursul tău. Și da, pentru că sunt și multe frici, știi? Frica de eșec, frica de necunoscut, dar cum ai spus tu, dacă vine ceva spre tine, nu-i degeaba, go for it, că dacă nu era pentru tine, nu venea spre tine, este atât de simplu. Da, și multe dintre aceste frici nici măcar nu sunt ale noastre. Pentru că ce înseamnă? Vine o frică în viața ta care, practic, pe tine te va duce într-o direcție total nouă sau va fi o direcție care va duce foarte multă evoluție în neamul tău. Și atunci, cine ești tu, ce zice mintea, cine ești tu să fii tu mai presus ca părinții tăi? Este o ieșire, o spargere a unui pattern. Și atunci vin toate aceste frici peste tine ca să zică cine ești tu să fii tu mai evoluat sau să fii tu mai puternic decât cei de dinainte ta. De asta foarte multe frici nu sunt ale noastre. Noi repetăm fricile părinților noștri, fricile bunicilor, străbunicilor, 7 generații în spate. Uite, vezi tot Saturn cu 7. 7, da. Da. Și aceste pattern-uri, când sunt foarte bine rădăcinate, ne va fi foarte greu să ieșim din ele și de multe ori se repetă lucruri în viața noastră și nu înțelegem de ce nu putem să le depășim. Și aici ajută foarte mult terapia, autocunoașterea, să înțelegi chiar și în astrogramă, putem să vedem care sunt pattern-urile pe care le-ai luat de la părinții tăi, pentru că mulți oameni vin și văd, de exemplu, în hartă că are un pattern legat de divorț. Ei, dar de ce apare acel pattern? Tocmai pentru că părinții au trecut poate printr-un divorț emoțional sau fizic, adică nu e nevoie de fizic. Și atunci, acea lecție fiind neintegrată de părinții tăi, o vei repeta și tu. Tocmai pentru că la ce nu se uită părintele, se uită copilul. Da. Da. Și noi avem această putere de a transcede și de a depăși aceste pattern-uri. De asta eu nu consider că niciun pattern în harta natală nu este negativ, pentru că mai au oameni care vin la mine și îmi spun să nu spui nimic de rău, doar de bine. Nu există rău. Există provocări
pe care dacă ai un astrolog destul de bun care să spună cum le poți depăși, ele se vor dizolva de la sine odată ce tu faci niște acțiuni conștiente. E mai bine oricum să fii conștient de aceste pattern decât să nu le știi, că ele oricum apar în viața ta. Adică de ce ai vrea să fii surprins și de ceva ce nu știi să gestionezi? Mai degrabă știi, afli înainte, că să ai un pattern de divorț nu înseamnă neapărat că vei trece și tu prin divorț dacă tu afli înainte și ești conștient. Că ai spus foarte fain fix de divorț, pentru că acesta a fost și cazul meu. Părinții mei sunt divorțați și la un moment dat vedeam că aveam tendința efectiv inconștientă să caut motive să mă despart de soțul meu și nu înțelegeam de ce căutam motive. Și la un moment dat, când făceam duș, mi-a venit, păi cine ești tu să ai o căsnicie fericită când părinții tăi au divorțat? Și eram, da. Uite cum repet pattern-ul fără să-mi dau seama. Și după aia s-a rezolvat. Da, după aia s-a rezolvat pentru că am conștientizat acest pattern. Și am zis, ok, eu o să fac tot ceea ce pot eu ca să rup acest pattern. Și l-am rupt. L-am rupt momentan. Cel puțin sunt conștientă de el. Da, odată ce suntem conștienți și cumva în această conștiință și o simplă afirmație în care tu ți aduci părintele în fața ta și îi spui, ori scrii, cum simți tu că rezonezi cel mai mult? Îi spui, mamă, tată, aleg să nu fiu fidelă durerii voastre, aleg să fiu fidelă iubirii voastre, aleg să iau... Mă trec fiorii pe mine când spui asta, da. Aleg să iau care mi le-a dat și să creez un viitor frumos. Și noi de multe ori tocmai fidelizăm această suferință într-un mod inconștient. Și odată ce conștientizăm, putem efectiv să fim liberi și să ne creăm viața așa cum vrem noi. Eu asta zic că cunoașterea ne aduce foarte multă libertate. Mm-hmm. Și da, și putere. Îți dai seama că nu ești așa, nu unde te duce vântul, poți să alegi tu unde să mergi. Și într-adevăr, asta cu fidelitatea este foarte puternică. Eu lucrez foarte mult cu oamenii pe partea asta financiară și văd cât de mult se limitează pentru că nu-și dau voie să depășească condiția părinților. Simt că i-ar trăda. Da, și nu conștient, inconștient se produce, produce pattern-ul ăsta. Și tocmai în momentul în care mergi într-o stare, nu știu, teta, în momentul în care omul reușește să intre în contact cu sufletul lui, să transceadă mintea, ego-ul, doar atunci se produc aceste eliberări cu adevărat. Și asta este magia la toate tehnicile care există acum. Că vorbim de constelații, teta healing, channeling, fiecare cu ce rezonează, le văd pur și simplu magice și le văd o igienă necesar, adică efectiv cum simți nevoia să faci duș sau să mănânci, așa văd și terapia, pentru că nu mai trăim acele vremuri în care se credea că mergi la terapie sau merge la terapie doar omul care are probleme. Nu, mergi la terapie efectiv ca să transcezi toate fricile, să transcezi toate limitările pe care nici nu știi că le ai. Mm-hmm. Exact. Uite, igienizarea în subconștient. E curățenie, știi? Să faci curățenie subconștient, nu doar în casă. Da. Și uite, eu chiar asta am început înainte să fac orice tehnică, orice, nu știu, nu știam nimic pe atunci, pur și simplu meditam. La mine meditația a adus niște efecte extraordinare în viața mea și mi-am dat seama că tot ce mi-am imaginat vreodată în acea meditație, pentru că tot timpul îmi imaginam tot felul de lucruri, s-au întâmplat, dar nu în felul în care credeam că o să se întâmple. Dar tot timpul s-au întâmplat. Și cred că asta e... Pentru că cum, partea de cum e a divinității, știi? Exact. Îți pui intenția și divinitatea ți-o aduce cum este pentru binele tău suprem în momentul respectiv al vieții tale. Exact. Îți aduce aminte când ai avut tu astrograma ta, ce te-a uimit cel mai tare? Ziceai de prima mea astrogramă, mi-am făcut-o acum mulți ani și cred că așa a început toată călătoria mea spirituală. Erau foarte multe probleme care la mine în principal au fost legate de copilul interior și vindecarea copilăriei mele. Aici am avut cele mai mari provocări și tocmai din dorința aceasta, să zic, a sufletului meu de a evolua și de a se elibera de toate acele sentimente, m-am dus către o astrogramă. Dumnezeu lucrează prin oameni și mi-a și adus pe atunci astrologul potrivit.
care m-aș frumat spre a face astrologie într-un final. Ce frumos! Da, da, și am fost wow, am fost uimită, am fost simțeam, sufletul meu simțea foarte multă bucurie în momentul în care era în contact cu astrologia. Am început să citesc foarte mult, am început să, nu știu, să absorb toate informațiile foarte puține pe care le găseam pe diferite site-uri și înțelegeam totul. Și țin minte că eram atât de entuziasmată încât am început să iau datele de la toți cunoscuții și să văd fiecare unde are Gemeni, unde are Venus, în ce zodie are Venus. Știam de pe atunci că Venus în Gemeni reprezintă trădare și e patronul acesta al trădării sau al curiozității în dragoste. Și ca să vezi că eu de pe atunci aveam acest instinct al astrologului. Țin minte, înainte să fiu în relație, când eram, na, și eu mai în tinerețe, să zic așa, cu un băiat și la prima întâlnire, direct să văd ce are pe acolo. De pe atunci eram. Și mi-a părea că are Venus în Gemeni. Și m-am uitat eu așa la el și am zis, mai băiatul ăsta așa cu minte, el n-are cum să fie el cu curiozită. Și a fost momentul în care mi-am trădat intuiția mea. Și n-a durat mult și am pus și o trădată. Și atunci am înțeles că anumite intuiții pe care le avem nu vin degeaba în viața noastră și e nevoie să le ascultăm. Mm-hmm. Oricum, dacă băiatul respectiv ar fi fost conștient că are Venus în Gemeni, putea să rupă pattern-ul acela, că ar fi înțeles de ce. Da, pentru că gemenii au foarte multe chestii. Vin cu curiozitate, cu înțelepciune, cu dorință de cunoaștere. Orice energie sau orice zodie are și o frecvență joasă și o frecvență înaltă. Mm-hmm. Și atunci, în momentul în care noi cunoaștem aceste lucruri, noi putem să ne racordăm la frecvența înaltă a acelei zodii. Pentru că nu există zodie bună și zodie rea, există puncte forte și puncte slabe la orice zodie. Da. Adică, chiar și dacă vorbim, nu știu, uite, despre Capricorn, cum vine că e zodia mea, există varianta strong a Capricornului care merge către obiective mărețe, către profesie foarte mult, către abundență financiară, ambiție și așa mai departe, dar există și părțile negative ale Capricornului, despotism, tendința de a fi prea mult singur, de a se înstrăina de oameni, de a ține oamenii la distanță și atunci, uite, abuz de putere. Există foarte multe aspecte la fiecare zodie în parte. Adică vorbim și de Scorpion, există acest magnetism, acest sex appeal, această putere de a deține, de a conduce un imperiu, dar există și partea negativă, manipulare, trădări, obsesii, foarte multe frici și așa mai departe. Și cred că fiecare zodie reprezintă un dans între aspectele plăcute și aspectele mai puțin plăcute. Să știm cum să le alchimizăm pe ambele, pentru că nu există doar viață cu floricele pe câmpii, toți avem și le alea în care suntem low și cunoscându-ne predispozițiile putem să lucrăm cu ele mult mai ușor și să înțelegem, să nu ne complicăm, pentru că odată ce eu știu, mai uite, astea sunt defectele mele, dacă sunt om, deci nu există o perfecțiune la nimeni niciodată și atunci nu te mai judeci, nu te mai învinovățești. Pentru că prima tendință este, aoleu, de ce mi se întâmplă asta? Mamă, ce ticălos sunt, uite ce am făcut, uite ce l-am trădat pe ăla, uite ce am făcut. Și atunci toată această vinovăție creează mai multă vinovăție. Mm-hmm. Da. Și devine un cerc vicios. Da, din care nu mai reușești să ieși. Mm-hmm. Tot așa, doar prin acceptare, iubire, racordându-te la o frecvență mai înaltă. Și de asta, uite, fana aceea care am zis că m-a trădat a venit cu foarte multe lecții pentru mine și a fost un catalizator spiritual și energetic foarte puternic, pentru că, ok, am fost trădată și de ce am fost trădată și hai să văd în spate, m-am dus și pe relația cu mama foarte mult, am eliberat și de la ea, bunica și așa mai departe, adică nu vin lucrurile astea întâmplător în vieță.
Exact. Interesant, știi că la Scorpion ai spus de manipulare și fix așa este, avem capacitatea asta de a manipula și inclusiv eu până pe la 23 de ani am fost manipulatoare. Și chiar astăzi vorbeam cu cineva despre asta, că am zis la un moment dat mi-am dat seama de puterea pe care o am și mi-am dat seama că o foloseam în modul ăsta negativ și am zis, hai să folosesc puterea asta pe care o am spre bine, că am, pot să mă duc spre bine, dar într-adevăr manipularea și te simți, adică îți dai seama că poți, nu știu, e foarte interesant. Și fiecare zodie are din astea chestii. Scorpionii ispită, foarte multă ispită și în zona asta de sex appeal, magnetism, puterea aceea, știi, pe care o simți. Și exact cum zici și tu, odată ce o conștientizezi, ți-e mult mai ușor să o duci într-o altă direcție. Da, uite, și puterea. Mie nu mi s-a dat mai multă putere până când am evoluat și am început să trăiesc mai mult din iubire, pentru că dacă mi s-ar fi dat mai devreme, n-aș fi folosit-o în scopuri înalte, știi? Da. Deci totul are sens. Eu mereu spun divinității mulțumesc că nu mi-ai dat asta mai devreme, chiar dacă mi-am dorit mai devreme, pentru că nu aș fi știut ce să fac cu ea mai devreme. De atunci e posibil să fi folosită în scopuri cu vibrație joasă și nu ajuta pe nimeni, nici pe mine, nici pe altcineva. Ce guvernează ascendentul? Ce poți să ne spui despre ascendent? Da, deci ascendentul arată cum suntem noi la nivel de corp fizic, caracter, personalitate și intrăm în ascendent mai puternic după ce are loc această revoluție saturneană de la între 27 și 30 de ani, depinde în harta fiecăruia, în ce poziție îl are pe Saturn. Deci, practic, asta arată în mod principal cum suntem noi, cum e caracterul nostru, cum e personalitatea, cum este identitatea noastră. Și atunci când avem tranzite peste ascendent, pot exista chiar și mutări, pot exista schimbări foarte mari ale caracterului, ale personalității noastre, a felului în care gândim, a felului în care privim lucrurile în general. Deci ăsta este ascendentul, este un foarte important pentru că îți va arăta anumite predispoziții chiar și ale corpului, compatibilitatea fizică cu o altă persoană, dacă ai tendința să somatizezi la nivel corporal, dacă ai tendința să somatizezi la nivel corporal anumite emoții. Uite, un ascendent în rac are predispoziția de a avea retenție de apă, de a somatiza foarte mult emoțiile. Asta e exemplul care mi-a venit. Un ascendent în berbec arată o persoană care are o figură atletică, sportivă. Sunt foarte multe... Yes, ce interesant. Și un ascendent în leu? Întreb pentru o prietenă. Nu, eu am. Adică e tot așa, o persoană foarte activă, o persoană care are nevoie să fie în față, are multă energie, are nevoie să-și canalizeze acea energie către un scop bine definit pentru a nu fi consumat de energia puternică pe care are. Și în momentul în care nu strălucește, în momentul în care nu face ceva cu acea energie, va fi apatic, va simți că e așa obosit. Pentru că nu face exact ce are de făcut cu energia lui. Așa este. Fix așa. E foarte fain. Da, când vezi că nimic nu e întâmplător. Și există informațiile astea. Și ce bine este să le afli. Da, și să știi cine ești într-adevăr și cum poți să funcționezi în lumea asta cât mai bine. Atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Că până la urmă suntem cu toții conectați. Și am trăit într-o lume mai așa, mai frumoasă, dacă toată lumea s-ar cunoaște. Da, și nu este deloc întâmplător faptul că ne naștem într-o anumită zodie, pentru că zodia vine și amprentează foarte puternic energia ta. Și în momentul în care spun că sunt o anumită zodie, mă refer la poziția soarelui în harta mea. Iar strălucesc cu adevărat, am nevoie să eman acea energie pe care scorpionul, gemenii, peștii, săgetătorul, mai știu eu și așa mai departe, o vrea de la mine. Iar în momentul în care eu manifest acea energie, o să strălucesc astfel, o să strălucesc altfel. Și pe lângă asta, soarele respectiv mai este într-o casă, într-un anumit domeniu de viață. Adică în ce domeniu de viață am nevoie eu să strălucesc ca să pot să fiu în puterea zodiei mele. Deci, practic, e soarele, zodia în care tu te-ai născut, ca era așa, și... Cum? Deci, soarele este zodia. Adică, în momentul în care tu spui scorpion,
soarele tău este în Scorpion și soarele este casă într-un anumit domeniu de viață. Și în acel domeniu de viață tu ai nevoie să excelezi, ca să zic așa, acolo te simți tu cel mai bine, acolo strălucești cel mai frumos. Ce fain, ce interesant. Da. Deci sunt 12 domenii, case, nu se numesc? Da. 12 case, da. Avem casa banilor, casa familiei, casa sufletului, casa hobby-ului, casa copiilor, casa muncii, casa căsătoriei, casa morții. Aici, la moarte, când aude lumea, aoleu, despre moarte, ce ne spui? Practic, în astrologie, moartea este doar o trecere. Adică nu e văzută... Doar noi, aici, la nivel fizic, vedem această trecere într-un mod foarte ambigu și foarte impactant, să zic așa. La nivel energie, moartea este o simplă trecere și avem nevoie de această moarte ca să putem renaște la un alt nivel. Casa 8 este și casa spiritualității, casa business-ului. Sunt multe valențe aici, de asta recomand cel mai mult o consultație 1-1, pentru că atunci poți să mergi mult mai punctat cu fiecare persoană în parte. Pentru că, uite, vorbesc despre casa 8, care am spus că e casa morții, casa spiritualității, casa business-ului. Când mergi la astrolog, mergi ca la medic. Adică vii și îmi spui care este problema ta și atunci eu știu acea casă 8. O văd ca pe o casă a morții, o văd ca pe o casă a spiritualității, o văd ca pe o casă a business-ului pe care tu îl deții. Sunt mai multe valențe aici și o interacțiune între două persoane. Pe lângă că duc direcția mult mai frumos a discuției, se deschide și un câmp energetic mult mai puternic. Energia curge altfel. Se face acea conectare a sufletului meu cu sufletului tău. Care nu e deloc întâmplătoare, că cu sigur, nu întâmplător vine cineva la tine și tu ești astrologul lui, niciun caz. Nu. Deci chiar am observat că toate persoanele care au venit la mine au venit efectiv pe anumite experiențe prin care eu am trecut și chiar am ajuns să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru copilăria pe care am avut-o și pentru toate problemele pe care le-am depășit, pentru că, uite, spuneai și tu la un moment dat că nu ți s-a dat mai multă putere până în momentul în care n-ai reușit să aduci lumină și iubire în acele aspecte, tocmai pentru ca tu să poți să deții acea putere. Și pe lângă asta, noi avem nevoie să suferim, mai ales persoanele care au o linie de destin către vindecarea celorlalți, către ajutorarea celorlalți. Pentru că noi o să putem să vindecăm și să ajutăm alți oameni până la nivelul de profunzime la care am ajuns față de noi înșine. Și atunci, de multe ori poate zici, aoleu, de ce mie, Doamne? De ce trebuie să sufăr? De ce trebuie să mă despart? De ce trebuie să fiu trădată? De ce trebuie să mi se întâmplă atâtea lucruri ca eu să sufăr? Și în consultațiile mele am văzut că au venit persoane care efectiv treceau în momentul respectiv exact prin ceea ce am trecut. Și era, deci, era efectiv, veneam cu medicamentul, adică eu am trecut prin acea experiență, am reușit să, prin cunoaștere, prin lucru cu mine, să depășesc acea problemă și mi se pare efectiv magic. Adică cum, din experiența mea, persoanelor care veneau la mine și atunci chiar mă simțeam norocoasă, dacă pot să zic așa, că am trecut prin acele experiențe. Da. Pentru că totul are sens la un moment dat. Cum ai spus tu, oamenii care sunt meniți să ghideze alți oameni vor avea experiențele necesare ca să poată ghida cei oameni. Da. Că altfel da. N-ai cum. Adică dacă eu nu am trecut prin lipsa iubirii de sine, adică poți la un anumit nivel, dar mi-este mult mai ușor să rezonez cu cineva care nu se iubește și să o ajut acea persoană să înceapă să se iubească pentru că am fost pe acolo. Da, da. Din păcate sau din fericire, persoanele astea sunt cele mai biciuite de cele mai multe ori. Tocmai pentru că misiunea lor este în felul ăsta, pentru că la nivel de suflet nu există bine și rău. Lucrurile există, noi le catalogăm așa. Și atunci există un lucru care e nevoie să ți se întâmple, care nu este nici bine, nici rău. Și dacă reușim să ar fi minunat, dar că na, de multe ori se întâmplă lucruri și zici, de ce mie? De ce mi se întâmplă?
Da, doar că, din păcate, știi, mentalitatea asta de ce mie e mentalitatea de victimă, nu de persoană care e responsabilă și și-a puterea înapoi și știe că poate să-și creeze viața și să o trăiască frumos. Adică, da, persoanele care sunt menite să ajute alți oameni, într-adevăr, trec prin tot felul de experiențe. Dar, uite, la un moment dat, cel puțin în experiența mea, acum viața mea nu e roz, anima nu este roz. Dar parcă trec altfel prin experiențe și având toate instrumentele pe care le-am acum. Da, te ajută foarte mult cunoașterea, am observat și la mine, adică orice provocare vine, deja zic, ok, deci a venit asta, stai că eu pot să schimb aici, nu am acționat bine și imediat se transformă de la sine, eu merg în interior, niciodată nu pușui, când aud un nu, când cineva îți spune nu, nu mai insist, mă duc în interiorul meu și da, și atunci efectiv se produce toată magia. Ce frumos! Ce mai poți să faci la un astrolog pe lângă astrograma karmică? Ce mai recomanzi? Astrograma previzională, să vedem ce tranzite. Da, pentru că există o hartă natală care conține toate aceste zodii despre care vorbesc, conține toate planetele și exact toate aceste zodii și toate aceste planete, ele sunt și la nivel universal. Adică tot timpul există două hărți, harta natală și harta universală. Și atunci vine o anumită planetă peste un anumit domeniu de viață din viața ta și vine și îți activează anumite lucruri și atunci această astrogramă previzională te poate ajuta să preîntâmpini anumite probleme sau anumite oportunități. Te poate ajuta să știi când ești cel mai frumos aspectat, să începi un proiect nou, când poți să câștigi cei mai mulți bani, când ești predispus să întâlnești dragostea în viața ta. Toate acestea sunt predispoziții. Astrologul vine și te pregătește, te face, te ajută ca tu să fii conștient că apar niște sincronicități în viața ta, dar exact cum am spus, aceste sincronicități vin și aduc mai mult din ceea ce tu ești. Și atunci, știind că vin aceste lucruri, tu poți să pregătești terenul, să zic așa. Un pas în fața lucrurilor care urmează să se întâmple. Te ajută cu niște tehnici prin care tu poți să te cureți, poate să te îndrume către un specialist, nu știu, diferite metode terapeutice. Întâlnesc foarte mulți oameni care au nevoie să se conecteze puternic cu subconștientul lor sau sunt oameni care au marcaje ale ultimelor vieți foarte puternice și au nevoie să facă anumite regresii, chiar și în pânte cu mamei, regresii în alte vieți, tocmai pentru ca ei să-și poată lua energia și puterea. Există persoane care au tocmai soarele în casa subconștientului sau în casa ultimei vieți și atunci îți dai seama ca să poată străluci acea persoană, are nevoie tocmai acest lucru să se reîntoarcă în trecut foarte mult, să se ducă poate în momentul nașterii, să se ducă într-o altă viață, să aibă parte de anumite conștientizări, tocmai pentru ca acea persoană să poată străluci sau poate fi chiar o persoană care urmează să-și facă o profesie din ce fain. Foarte interesant. Eu sunt așa captată. Da, foarte multe lucruri. Putem vedea și probleme de sănătate care pot să apară, care este energia din spatele acelor, care este energia din spatele acelor probleme, cum poate fi alchimizată acea problemă de sănătate, pentru că ce se întâmplă când apare un blocaj la nivel corporal sau orice problemă de sănătate, practic este o energie care nu a fost dusă într-o direcție care să aducă evoluție acelei persoane. Și atunci vine tocmai acea energie și se întoarce împotriva propriului tău corp. Și tu, făcând o acțiune foarte simplă, poate de multe ori ți se pare puerilă, noi vedem care este acea planetă afectată și ce vrea acea planetă de la tine, poți efectiv să-ți depășești acel blocaj sau acea problemă de sănătate. E foarte interesant. Chiar foarte. Uite, și spuneai, eu am experimentat axa destinului cu tine, dacă poți să povestești un pic ce este axa destinului.
Da, deci axa destinului este exact acel nod sud, bagaj karmic, amprenta energetică cu care noi ne-am născut și care își pune amprenta în prima parte a vieții. Se va manifesta foarte natural în viața noastră karma, pentru că ne va veni foarte ușor să fim în traume, să fim și așa mai departe, pentru că părinții, familia în care noi ne naștem, sunt 100% compatibili cu karma noastră. Mm-hmm. Și ca să mergem către linia noastră de destin, e nevoie tocmai de această transformare totală, această evoluție. Și prin axa destinului putem vedea care este zodia în care noi avem de ajuns, adică care este energia pe care noi avem de adus în viața noastră, astfel încât să ne potențăm menirea personală și care domeniul de viață în care noi avem nevoie să excelăm. Doar că o axă a destinului echilibrată înseamnă să ne situăm tot timpul la mijloc. Adică nu să reprimăm bagajul karmic, pentru că acel bagaj karmic a venit și ne-a adus foarte multe lecții. În momentul în care eu mă duc și mă uit prea mult în trecut și stau prea mult în nodul sud, dezechilibrez axa, că mă duc prea mult acolo. Mm-hmm. În momentul doar către nodul nord, adică eu reprim învățăturile, provocările, toată fundația mea, pentru că eu asta sunt la nivel transgenerațional, la nivel istoric, eu sunt karma mea. Și dacă fug din zona asta sau o resping foarte puternic și mă duc doar către nodul nord, din nou o să dezechilibrez axa. Și cheia este să ne situăm la centru. Să luăm puterea, să luăm ambiția, să luăm învățăturile, să luăm înțelepciunea pe care ne-a adus-o bagajul karmic și ne-a întărit foarte mult și să mergem către viitor cu acest bagaj în spate, să zic, pe care să-l transformăm în putere, să ne ducem către viitor. Asta este axa. Te ajută să te seama care este una, care este cealaltă, să înțelegi, să te înțelegi mult mai bine. Pentru că toată această karmă, exact ce ziceam, poate produce foarte multă vinovăție în momentul în care nu înțelegi. Vinovăție, să te judeci. Pur și simplu nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta și aducându-ți foarte multă claritate, înțelegi că nu este nimic greșit, de fapt. Și că ești pur și simplu tu. Știu că în astrologie, practic, un an începe de la ziua ta de naștere până la următoarea zi de naștere. Poți face ceva în fiecare an, în acea perioadă, ca să înțelegi cum va fi următorul an al tău? Da. Este vorba despre Revoluția Solară și se poate face fiecarei persoane în momentul nașterii, în momentul zilei de naștere. E foarte important să știi care sunt liniile. Există chiar o linie de destin a fiecărui an. Mm-hmm. Te ajută foarte mult să-ți dai seama care sunt predispozițiile anuale. Pe lângă asta, mai avem o zodie și o planetă guvernatoare în fiecare an. Lucru pe care, odată ce știi, este absolut magic, pentru că tot ce se întâmplă cu acea planetă, orice tranzit pe care îl are acea planetă, te va impacta în toate domeniile de viață. De exemplu, la mine, știam clar că anul ăsta am ca planetă guvernatoare Mercur, pe care eu îl am în casa spiritualității. Și eu știam că, pentru ca să meargă foarte bine lucrurile, e nevoie să încep să vorbesc toate lucrurile pe care le știu. Și atunci, în momentul respectiv în care eu am dat putere zodiei și planetei mele guvernatoare, păi, s-a produs magie la ori 100. Și ne ajută foarte. Da, te ajută foarte mult să știi care este zodia și care este planeta guvernatoare, pentru că în momentul în care tu îi dai putere, ea te răsplătește și vine, îți amplifică foarte mult energia ta. Și să se facă această revoluție solară, pentru că îți dă niște direcții și vezi efectiv ce ai tu de făcut pentru acel an, ce și-a propus sufletul tău. Ce fain, știu ce-mi fac adus de ziua mea acum. Cu tine, să știi. Dragul, toată inima. Abia aștept. Foarte interesant, Anca. Wow, nici nu știu cum a trecut o oră. Abar nu am. Eram aici. Da, mă ajută foarte mult în momentul în care, nu știu, poate au ascultătorii noștri anumite întrebări.
poți să lase acolo la comentarii și poți să revin cu informații, pentru că este atât de vastă și atât de frumoasă astrologia, încât eu pot să vorbesc 4-5 ore continuu, adică doar să știu direcția în care e nevoie să merg. Adică pe măsură ce tu îmi spui ceva, mai îmi vin 10 idei. Da, deci cu siguranță, dacă îți vei mai dori și tu, mai facem un episod. Vedem ce întrebări apar. Da, întrebări apar și facem partea a doua, pentru că, într-adevăr, e un univers în sine astrologia, la câte informații sunt. Wow, foarte fain. Da, deși nu e un domeniu nou pentru mine, pentru că am mai interacționat cu astrologia, dar e wow. Uite, care este diferența între, știu că este astrologia europeană, cred că se numește, și chinezească. Tu de ce te-ai simțit atrasă mai mult spre europeană? Uite, aici este un subiect foarte, foarte, foarte frumos, pentru că astrologia asta europeană, într-adevăr, este astrologia asta modernă. Următorul pas la mine tocmai asta va fi să studiez și astrologia hindusă, astrologia veche, pentru că îmi doresc să văd care sunt de fapt diferențele. Sunt acele învățături străvechi, ca să zic așa. Astrologia europeană cumva neagă astrologia asta veche. Eu aștept să am propriile mele interpretări, pentru că niciodată orice informație pe care am adus-o în consultare, că a fost vorba despre astrologie previzională, că a fost vorba despre astrologie karmică, niciodată nu am dat niște informații pe care eu nu le-am testat. Adică tot ceea ce eu spun sunt lucruri care vin din experiența mea personală. Adică nu mă ajută doar că citesc sau vorbesc doar din cărți sau din cursuri, vorbesc cumva pe lucrurile pe care eu le-am aplicat în viața mea. Mm-hmm. Abia aștept, după ce faci cursuri, să ne zici, te rog, să ne povestești un pic, că siguranță va fi ceva foarte interesant. Da, sunt într-un proces continuu, învăț continuu și sunt însetată de domeniul ăsta și cu siguranță peste un an de acum o să fie și mai mult din ce este acum și peste 2 ani, așa, pentru că asta este evoluția, sunt un om însetat de evoluție și nu cred că aș putea vreodată să rămân pe loc. Cred că atunci când rămânem pe loc, de fapt, regresăm. Da, exact. Și nu de asta suntem aici, cum ai spus și tu de mai multe ori și mă bucur că ai făcut asta. Suntem aici să evoluăm. Orice înseamnă asta pentru sufletul nostru, că înseamnă lucruri diferite, dar să evoluezi. Într-adevăr, și eu mă uit mereu la anul precedent și dacă sunt într-un alt loc, atunci e bine. Într-un alt loc, nu neapărat fizic, ci într-un alt loc al vieții mele, adică s-au întâmplat niște lucruri, am evoluat. Mă uit la versiunea mea și zic, oh, câte nu știai acum un an și acum știi. Dacă fac asta, e bine. Da, chiar te înțeleg. Am câteva zile pe săptămână pe care le aloc strict doar studiului, mai fac chiar și acum vreo 3 cursuri, adică nu cred că are vreun punct final toată această cunoaștere. Nu, sunt de acord. Anca, unde te poate găsi cineva care a rezonat cu tine și ar vrea să lucreze cu tine? Cum poate să te contacteze? Mă puteți găsi pe Instagram, pe pagina mea Anca Moraru și în curând pe ancamoraru.com. E un proiect care urmează să fie lansat perioada următoare. Super, super. Contul tău de Instagram e anca.moraru cu 2 de U la final, corect? Da, da. Așa, ca să te individueze. Și site-ul meu, ancamoraru.com, Astromagia, va fi în curând disponibil pentru toți cei doritori și pentru cei curioși și însetați de a aduce magia în viața lor. Uite, este prima oară când aduc această informație într-un mod oficial. Mulțumesc, sunt onorată, abia aștept. Astromagia, ce frumos sună! Abia aștept să văd cum va fi site-ul. O să vă puteți face și astrograma la mine pe site, în ce sens o să puteți să vedeți în ce case aveți fiecare zodie în parte și ce planete aveți în fiecare casă. O să fie așa o primă scanare pe care o veți putea face gratuit pe site-ul meu. Super, abia așteptăm. Abia așteptăm. Anca, îți mulțumesc tare mult, tare mult. A fost superb acest episod. Eu și sper
minimă pentru invitație. Și cu siguranță va mai exista unul. Îți mulțumesc din nou și pe data viitoare. Mare drag, pe data viitoare. Vă pupăm!